bine v-am găsit la mulți ani de 1 decembrie! Ce faceți aici? Bună ziua! Definitivezi icoana asta. Foarte frumos, foarte frumos. Vede ce emoții. V-am prins în toiul muncii, așa, exact la treabă. În flagrant. În flagrant. O comiteți în direct, în flagrant, da, am înțeles. Foarte frumos. La ce lucrați acum? La o icoană. Da. E din lemn de... Haideți să ne așezăm ca să stăm de vorbă așa frumos. Este din lemn de cireș. Da. Am mai făcut încă una din lemn de tei. Foarte frumos. Încă nu este gata. Ce se lucrează mai greu, teiul sau cireșul? Teiul e cel mai bun. E mai dur, să înțeleg, nu? Nu, teiul este mai moale. E mai moale, de ce se lucrează mai bine? Teiul este mai moale, dar și ăsta e mai dur. E puțin mai dur, dar e culoarea plăcută. Foarte frumos. Da. Da, vreau să vă spun decât atât, că noi stăm de vorbă, dar am pătruns în casă aici la familia Șoiom. După cum vedeți, este spațiul în care dânșii desfășoară din când în când activitatea, mai ales acum iarna, că în decembrie, din păcate, e mai frig și nu puteți să lucrați afară în curte. Eu știu că și pe afară câteodată, nu? Mai trebăluiți cu genul ăsta de lucrări, nu? Mi-am improvizat aici un mini banc. Mi-am întins ceva ca să nu supăr pe colonelul. Deci vreau să stai șef, am înțeles. Da. Să trăiți. Mă secundează la fiecare minut. Bine, mai dă câte o idee ce să fac. Eu caut să nu deranjez cu mizeria. E foarte bine. Vara, când e cald, lucrează afară. Are teșeaua afară și lucrează acolo. Este foarte bine, pentru că de această dată avem și ocazia să vedem o parte din lucrările pe care dumneavoastră le aveți prezente aici, pentru că multe sunt date, sunt făcute și sunt și date departe, ori cadou, ori pe la diferite târguri de meșteșugari, ori la diferite evenimente, nu, unde mergeți și oferiți astfel de cadouri, cred că le mai și vindeți câteodată, nu mai merg și bănuții. Să știți că dacă ar fi să rămân eu, adică să trăiesc numai din așa ceva, aș muri de foame. Sunt convinsă. Din păcate nu prea e apreciată treaba asta. La noi nu prea. Nu. Eu știu, acum poate cu alegerile, noile alegeri, să le vină minte la cap și să pună accent mai mult pe tradiție, da, pe meserii. Pentru că eu prin 95 am fost afară în Israel și să știți că acolo din toată mulțimea aceea de oameni, toate națiile posibile, românii erau cei mai apreciați. Sunt convins. La noi e, nu știu dacă, chestia aceea cu rahatul bi să-l faci și se pocnească, la noi chiar funcționează. Românii sunt foarte, foarte pricepuți. Foarte pricepuți. După cum se vede. Aproape la orice. După cum se vede și la dumneavoastră aici, nu? Bine, eu aici fac de când sculptură, fac de când eram mititel. Că tot vorbeam de meserii și de ceea ce faceți dumneavoastră și de această artă minunată, sculptura în lemn pe care o facem în acest moment, dar dumneavoastră faceți multe altele și o să le vedem în emisiunea de astăzi și în reportajul nostru. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră ajutați sau, mă rog, încurajați pe cei tineri să facă această meserie și cum îi susțineți? Cum ar putea un tânăr, o tânără, de ce nu, pentru că vorbim de tineri în general și știu că și fata dumneavoastră, apropo de asta, face sculptură. Și acolo avem o lucrare. Nu știu ce să vă spun mai întâi. Așa, este o lucrare făcută de fata dumneavoastră. Am înțeles foarte bine. Cum încurajați dumneavoastră pe tinerii de astăzi să facă această meserie și cum le dați mai departe această ștafetă, cum le-o predați? Eu nu sunt de acord. Atâta, trebuie să aibă niște calități. În primul rând, trebuie să aibă talent la desen. Trebuie să fie țâfnos. Deci, dacă el a greșit într-un anumit loc, îi dă drumul mai departe. Deci, data viitoare, în locul acela, nu mai greșește. Și așa, treptat, avansează. O meserie, deci meseria asta de sculptor, îi trebuie cam pe puțin tăfălit, adică intens, activitate intensă, îi trebuie cel puțin 4-10 ani. Dar să lucreze intens. Perfect. Să știe perfect meserie, da, nu-i așa? Dar să fie bătăios în privința asta, deci să nu se dea bătut la prima
greșeală sau gata, eu nu mai vreau și... Adică o întreb aici pe doamna Șoiem, nu e ca în bucătărie, nu? Domnule, noi și mâncarea o aruncăm, gata, s-a stricat. Nu, aici trebuie să perseverăm, nu? Dumneavoastră, că ați învățat meserie un pic, cred, și de la domnul soț, da? Dar cred că și dumneavoastră aveți un talent nativ. Cât de greu vă este să faceți acest gen de meserie, mai ales că sunteți femei și vorbeam de femei. Și iată că și fata noastră, așa cum spuneam, a preluat această activitate. Nu, să știi că eu am învățat foarte ușor de la el. Eu am mai lucrat și croitorie și am fost și vânzător. Ați făcut de toate. Mai multe, da. La femeile. Și făcând și croitorie, nu mi-a fost chiar atât de greu să învățați. Să învăț. Am învățat fără să stea prea mult de mine el. Fizic așa este o muncă grea, e greu să dai cu data, să... Iată, dânsul aici apasă, văd trebuie eu acum. Trebuie să știi să... Prăpunge lemnul cu forță. Important este să știi să mânuiești bine de alta, că dacă nu știi, te tai. Te și tai și cred că strici și lucrarea, bănuiesc, nu? Sensul fibrei. Sensul fibrei, da. De exemplu, aici, uitați aici, fibrele sunt așa, da? De retezat, eu aici... Cum folosesc metoda asta, e contra fibrei. Deci, observați, e prin retezare. Am înțeles. Deci trebuie să știți foarte bine cum este sensul fibrei, cum este bucata de lemn pe românește, cum este ea făcută, pe unde sunt ramificațiile și să știi de unde. Să-i simți pulsul lemnului. Ca la oameni. Da. Spuneați de tineri. Pe lângă faptul că trebuie să fie țâfnos, să aibă talent la desen, să aibă viziune în spațiu, așa, principalul este să aibă talent la desen. Pentru că dacă nu are talent la desen, pe parcurs are să obișnuiască să lucreze cu dalta. Dar desenul să vede. Pentru că el trebuie să facă desenul, el trebuie să facă și sculptura. Și desenul cu sculptura sunt două surori gemene. Una fără alta nu se poate. Am înțeles. Neapărat. Aș vrea să discutăm și despre alte lucruri pe care le faceți, pentru că nu v-ați rămas doar aici la astfel de meserii, adică nu doar la sculptură, ci ați făcut, iată, și pictură, auzim pe fundal și o muzicuță foarte frumoasă, o muzicuță la muzicuțe, ca să spun așa, pentru că dumneavoastră mai și cântați din când în când. La ce cântați? Amintiți-mi, cam câte instrumente știți? Păi acum recent mi-am învățat și la fluier, uitați, am acolo și am un fluier. Am vrut să văd, pot să învăț fără profesor? Adică dumneavoastră așa, odată cu vârsta, începeți să învățați de toate, nu? Un autodidact. Am înțeles. Și am reușit, mi-am învățat, dar oricum, trebuie degetație. Da, ca peste tot, ca la orice instrument de suflat, mai ales, care e destul de complicat. Și suflu bănuiesc că trebuie să-l aveți bine pregătit, nu? Da, la fluier e numai la suflat. Și la nai la fel. E doar la suflat și naiul este asemănător cu muzicuța. Și că tot vorbim de nai, aveți acolo în spate și chiar vreau să-mi dați acel nai minunat pe care l-ați făcut. Luați-l de acolo să-mi-l dați, ajunge doamna? L-am luat ca să-l acordez, dar încă n-am reușit să-l acordez. Să înțeleg că e al cuiva, nu e al dumneavoastră. Am luat ca să-l acordez. L-am luat de undeva ca să-l acordez. Uh-huh. Și eu am vrut să-i scot tuburile, să-i le fac curbura invers. Aha. Pentru că dacă eu cânt la muzicuță cu grosul în partea asta, am înțeles, cu joasele. Dar ăsta cum vă rămâne, dumneavoastră, sau îl duceți înapoi, de unde l-ați luat? Nu, l-am luat ca model și eu vreau să-l fac. Să readaptați nevoilor dumneavoastră. Uitați, e să vede și ceara. Cu ceara să acordeze. E bine de știut. Motivele acestea populare au fost așa, de la sine așa putere. Așa am luat de unde le-am luat. Mă rog, relativ motive populare, Așa e vreo 5 milioane. Da. Începe de la 5-7 milioane. Destul de scump. Pe dumneavoastră, așa, câteodată nu sunt momente în care vă simțiți copleșită de multitudinea de lucruri pe care soțul dumneavoastră o face, nu știu, ba cântă, ba pictează, ba sculptează, ba iată mai descoperă un instrument și încearcă să reproducă. Cum vă descurcați ca soție de un artist așa descurcăreț? Chiar de când l-am luat, m-am bucurat și... De când l-am luat de bărbat, adică... De când l-am luat. Așa. Am vrut să știe de toate. Chiar mi-am dorit un astfel de bărbat. Bravo. Da. Și s-a nimerit să fie ce v-am dorit. Să fie exact ce mi-am dorit.
Mare lucru, mare lucru. Că noi ne-am și visat. Când ne-am și visat. Visat. Da. Noi am vorbit mai demult într-o altă emisiune și cum spuneam, eu aș sta cu dumneavoastră, cred că așa, am face un serial, o telenovelă din viața dumneavoastră până câte ați trecut. Aveți ce scrie. Sunt convinsă, aveți și ce scrie și ce vorbi și ce juca în cazul care ar fi un film, pentru că sunt momente frumoase, într-adevăr, care s-au petrecut în fața dumneavoastră și în viața dumneavoastră și ați știut să treceți cu zâmbetul pe buze peste fiecare și asta este mare lucru, mare lucru. Dacă e respectul într-o căsnicie, dacă se respectă unul pe altul, de exemplu aici, mie mi-a îngăduit colonelul să intru la căldură, nu mă ține afară. Exact, exact. Așa. Cred că în viață și într-o familie contează tare mult să fie și compatibilitate, așa cum ești la dumneavoastră. Că dacă nu te aduni cu aceleași gânduri, cu aceleași idei, cu aceleași dorințe, cu aceleași pasiuni, s-ar putea să se cam zdruncine căruța asta a vieții, nu știu cum să-i spun. Noi avem vreo 40 și ceva de ani împreună. Alții n-au viață cât dumneavoastră ani de căsătorie. Să fiți sănătoși și mulți înainte. Nu, eu nici nu mi-aș dori altceva. Doamne, ferește să întâmple ceva, dar nici n-aș vrea. Da, nici nu cred că mai e cazul. Nu cred că mai e cazul de așa ceva. Păi e aerul meu. Bravo, extraordinar. Numai mă emoționez de câte ori stau în preajma dumneavoastră și mă încântă o astfel de familie și astfel de vorbe spuse din gura unor oameni care au trăit cu adevărat și au știut să-și trăiască viața cu adevărat. Și aș spune eu așa, pentru că ne apropiem de final, viața asta de român, care, deși e grea uneori, parcă e frumoasă, domne, nu? Parcă are destule în ea și lucruri bune și artă și înțelegere este, și... Este, într-adevăr. Eu aveam ocazie să rămân și afară. Dar, nu știu, mai nu afară din casă, afară din țară. Afară din țară. Deci în 95 v-am spus, am ieșit afară, am lucrat afară din țară, da. Dar și am avut ocazie să rămân acolo, dar nu am rămas. E mai bine cu ai mei decât cu... Deci nu regretați faptul că n-ați făcut un astfel de pas? E, cumva, cumva, dar eram respectat. Să știți că afară, cu cât știi mai multe, cu atât ești mai respectat. Aici, cu cât și mai multe, e invers. Din păcate. Te bagă mai la fund. Și totuși, ce ați încuraja dumneavoastră, cum ați încurajat dumneavoastră românii de pretutindeni și pe cei care sunt afară, pe cei care eventual ar vrea să plece afară, sau pe cei din țară? Cum i-ați încurajat? Un sfat pentru toți. Cei care au fost afară, imediat își dau seama că afară sunt niște intruși. Deși sunt super dotați, afară tot intruși sunt. Tot străini, sunt tot văzut străini, ca niște străini. Tot un străin ești. E mai bine, ar fi bine ca acum nou sistem, mă rog, regim, după alegerile astea, să fie mai înțelegător și să-i pună pe toți la treabă, deci toți meseriașii să-i pună la treabă, să adune tineretul pe lângă ei și să le pune o meserie în mână. Deci meseriile care, și sunt multe meserii, de exemplu cum e și asta, să se pierde. Muzicuța la fel. De unde mai învață muzicuță? N-are de unde. N-are. Eu aș fi vrut și la muzicuță să-i învăț pe careva. Chiar și de aici. Chiar dacă eu aș... Sunt lipsit acum de modestitate, de modestie. Sunt singurul din țară care încă sunt activ cu muzicuța. La televiziune. Alții mă apreciază la noi, nu știu, mai... Nu cred. Eu cred că toată lumea vă apreciază, doar că lumea este prea ocupată de multe ori cu cotidianul și uită să mai aprecieze valori, uită să spună un mulțumesc, uită să felicite un om care ar trebui să primească astfel de merite. Până la urmă, important este să ne simțim noi bine în pielea noastră, să fim mândri și mulțumiți de ce am avut în viața asta și că am ajuns în punctul acesta. Am dreptate? Da, da. Eu... Ar fi bine să introducă din nou meseriile în școli. Da, 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 da. Și mai ales genul acesta de meserii. Extraordinar, extraordinar. Eu aș putea să merg să le predau. Oricum, aici e o meserie mai dură. Deci, la mine elevul îl cam tăvălesc. Dar în momentul când eu i-am dat drumul, el nu mai are nevoie să mai învețe la nimeni nimic. Ca în orice meserie, nu pot fi doar lucruri și mai, nu știu, mai lapte și miere. Până la urmă, trebuie să mai existe și muncă, și bunăvoință, și perseverență, ca peste tot. Da. Important e că au ce învăța și că trebuie să facă lucrul acesta dacă își doresc. Eu v-aș ruga acum în încheiere să adresați un mesaj frumos pentru toți românii din Ploiești, din Prahova, din România și de peste tot din această lume pe unde umblă picior de român. Eu aș vrea
să ia puțin mai în serios cei care vor să învețe, poate și sculptură sau orice meserie, să fie mai bătăioși. Să nu o lasă de azi pe mâine. Că nu se știe dacă mai întâlnești ce e azi, să mai întâlnești și mâine, nu? Am înțeles. Nu. Asta să fie mesajul principal, să fim bătăioși și luptători. Și aici o să... Și mai patrios puțin. Și mai patrios că nu strică. Că și o rog pe doamna Șoiom, din punct de vedere al unei gospodine, ce îndemnați acum să facă, ce să gătească și ce să bea într-o astfel de zi de sărbătoare? Într-o astfel de sărbătoare? Păi suntem încă în post. Ținând cont de faptul că este post, totuși fasolea poate fi mâncată și fără carne, așa că merge. O fasole cu ciolan. Fără ciolan, că am zis că e post. Da, și fără. O sărmăluță de post. Și un pahar de vin la final, nu e așa? O țuică eventuală înainte, pentru domn măcar, dacă doamnele... Iartă, e bună. Da. Răspundă toate simțurile, să spunem așa. Păi ce să vă zic, vă mulțumesc tare mult. Într-adevăr am avut o zi superbă aici alături de dumneavoastră și vom continua să stăm alături în această zi. Sper să ne revedem în curând într-o emisiune următoare în care să stăm și mai multe la discuții și să ne prezentați cât mai multe lucrări ale dumneavoastră din toate domeniile, că sunteți atât de multilateral dezvoltat încât nu știu ce să vorbim mai întâi. Chiar așa și trebuie să fie, mai în special băieții, pentru că ei trebuie să știe mai multe, cel puțin 2-3 profesii. Așa să e. Mulgă cel puțin 2-3 văcuțe. Că dacă nu, dacă nu e una, e cealaltă și el supraviețuiește. Deci, poate să-și mențină familia. Perfect. Așa să facă și așa să facă tot tânărul și toți românii de peste tot. Acum în încheiere trebuie să ne și cântați ceva, da? Să vă rog să ne cântați la muzicuță. Ce a spus dumneavoastră că ne cântați ceva? Deci Ciprian Porumbescu, am înțeles eu bine, da? Ia spuneți. Da, balada.